Uite avantajele pe care le ai dacă mergi în terapie. Ce bine ar fi să înțelegem că în terapie nu mergem doar pentru a ne vindeca de traume, anxietăți și alte suferințe de nivel emoțional. Nu te duci doar pentru suferințele din copilărie sau cele din relație sau anumite frici și depresii. Ce este bine să înțelegi tu, dragă om, este că mergând în terapie, ți se face lumină în viață. Te vindeci de o anumită suferință cu care vii în terapie. Viața ta se îmbunătățește pe mai multe planuri, pe mai multe aspecte. Începi să mergi de plăcere la jobul pe care îl ai sau îl urai înainte, sau faci schimbările pe care nu erai în stare înainte să le faci, relațiile tale se schimbă, îți este mult mai ușor să comunici cu oamenii, îți este mai ușor să vezi viața ta în alte momente față de cum o vedeai până acum, decât alb sau negru, starea ta se schimbă indiferent de provocările pe care le-ai avut în copilărie sau în adolescență. Mergând în terapie, îți îmbunătățești întreaga viață pe toate aspectele ei, emoțional, relațional, financiar și de sănătate. Deciziile le iei mult mai ușor. Îți va fi mult mai ușor să dormi, eliberezi din griji și din stres. În terapie capeți altă încredere în tine și în calitățile tale. Ia decizia azi, nu mâine, și fă ceva cu viața ta. Indiferent la ce fel de terapie mergi, dacă nu-ți place viața ta, relațiile tale, banii pe care îi ai, starea ta de sănătate, fă ceva. Îți mulțumesc!